puișorii. Ți-i plac? Așa ce fain e. Să vorbim puțin despre grădinăritul pasiv. Cel mai mare impediment al nostru în zilele noastre este timpul. Încă chiar m-am mirat cum de numai usturoiul iese și încolțește și toate buruienile alea nu sunt nicăieri. A. Unde ai chef? Nu, unde vrei să te duci? Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit din nou în grădina noastră, unde stăm de data asta la umbra nucului și ne relaxăm. Și m-am gândit să povestim puțin despre grădinăritul pasiv. În această categorie cred că intră cel mai bine permacultura. Deși noi încă nu reușim să facem exclusiv doar permacultură. Așa am ales deocamdată, dar țelul meu este să ajung acolo și să fac doar permacultură și am să vă spun motivul pentru care aleg să fac asta sau o voi face pe viitor. Timpul redus și efortul redus pe care trebuie să îl depui în grădină. În toamna anului 2022 am adus în grădinuța noastră din fața casei, e o grădină mai mică, am adus gunoi de la capre și apoi gunoiul l-am acoperit cu paie vechi. După ce am acoperit gunoiul cu paie, am semănat usturoi. Și am să vă arăt cât de frumos arată usturoiul, cât de sănătos. Cel mai mare impediment al nostru în zilele noastre este timpul. Este prea scurt, am spune cu toții. Nu avem timp să ne ocupăm de grădină, să mergem la muncă, să ne ocupăm de copii, să ne ocupăm de toate. Dar, prin metoda permaculturii, nu mai ai nevoie de atâta timp și efort depus în grădină. Iată cum arată pământul, solul, peste care am pus fân. Deci, ne rămâne mai mult timp pentru relaxare. Așa e, Sofia? Da. Ce va trebui să faci este să te pregătești din timp pentru această metodă. Nu toată lumea are la dispoziție gunoi, nu toată lumea are la dispoziție paie. Paiele se pot înlocui cu fân sau iarbă cosită din curte și uscată. Se uscă, se pune deoparte, o puneți într-un colț, într-o parte, unde vă găsiți voi un loc și o depozitați acolo până este nevoie să o folosiți. Iar gunoiul se poate face la fel. Iarba cosită, verde, se pune peste o altă toată într-o grămăjoară, iar în timp ea se transformă în gunoi. Este chiar simplu. Ce trebuie să facem e să ne obișnuim cu ideea asta, pentru că suntem învățați să pământul să fie foarte bine, tot să arate perfect, dar vor mai crește și buruieni, nu ne deranjează cu nimic, sunt câteva buruieni, sunt chiar bine pentru aerarea solului, sunt bine pentru sănătatea solului, le mai lăsăm să mai crească și ele acolo. Din când în când le mai scoatem și în timp nu vor mai fi deloc, pentru că paiele vor acoperi pământul astfel încât să nu mai crească buruieni decât planta care o vrem noi. Cum povesteam în videouri anterioare, problema la noi în zona asta este că
pământul este foarte galben și cleios. Odată ce se uscă, devine ca un bolovan. Și asta a fost un mare, mare impediment pentru mine, sau o greutate foarte mare, pentru că era foarte greu să lucrez cu el. Dar odată ce am pus gunoi și apoi paiele peste, totul s-a transformat, e mult mai ușor, nu mai trebuie să-l sap, nu mai trebuie să lucrez atâta cu el. Da, cam asta este. În solar, în schimb, mai mulți ani la rând am pus gunoi și pământul s-a transformat aici puțin, e mai sfârmicios, mai ușor de lucrat cu el și atunci îl las așa fără paie de-a dragul de a lucra cu el. Salata este cam matură, o să o scoatem și o să mai dăm și la iepuraș. Ia să vedem una, să vedem dacă mănâncă iepurii. Și pui. Ce să zic, încercați, vedeți cum e. Dacă nu anul ăsta, măcar la anul. Încercați și veți vedea că nu mai este nevoie să pierdeți așa de mult timp prin grădină când avem atât de multe alte lucruri de făcut. Acesta a fost video de astăzi, sper că v-am inspirat, sper că v-am ajutat cu o informație cât de mică. Nu uitați să-mi lăsați părerile voastre în comentarii și să ne dați un like dacă v-a plăcut acest video. Vă pupăm și ne vedem data viitoare! Ăștia sunt puișorii care i-am scos noi din nouă. Au crescut atât de mari și atât de frumoși. Ne-au ieșit 20 de puișori și i-am băgat împreună cu găinile. Acolo la găini a intrat ceva animal, nu știu ce a fost, șobolan sau dihor sau ceva, că ne-au mâncat 5 puișori și mai exact nu i-au mâncat, le-au mâncat intestinele, organele și capul, atât. Da, deci au crescut mărișori, sunt frumoși, îmi pare rău că i-au atacat, nu știu ce o fi fost, poate îmi spuneți voi că eu nu știu ce mănânc așa, numai organele și capul, ceea ce mi s-a părut foarte ciudat.